Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vă propun să vedem dacă putem face un bec să lumineze sau să aflăm cum funcționează o lanternă. Sunt convinsă că toți știți ce este o lanternă și cu siguranță ați folosit-o până acum. Vă amintiți când ați folosit-o ultima dată? V-ați întrebat cum funcționează oare o lanternă? Dacă ai fi pus în situația să-ți construiești singur o lanternă, ce materiale ți-ar trebui? Alege din cele de mai jos materialele pe care tu le crezi necesare. Avem o cutie de carton, bețișoare de lemn, șurub, o cutie de Pringles, un clip metalic, cabluri conductoare, elice, baterii rotunde mici, bandă de cupru și becuri mici LED. Discută cu colegii și alegeți materialele pe care le considerați necesare. Pentru modelul propus în acest material, eu am ales următoarele materiale. Bețișor de lemn, un clip metalic, baterie rotundă mică, bandă de cupru și becuri mici LED. Fă-ți un plan folosind aceste materiale pentru a obține o lanternă. Discută cu colegii și notează planul pe caiet. Dacă planul tău este gata, urmărește cum am aplicat eu planul de lucru. Am testat bateria. Mai întâi, trebuie să ne asigurăm că bateria funcționează, așezând becul LED pe marginea bateriei, piciorul lung pe partea pozitivă, piciorul scurt pe partea negativă. Dacă se aprinde, înseamnă că putem merge mai departe. Atașăm becul LED pe capătul curbat al bețișorului și îl așezăm pe o suprafață plană. Capătul scurt sau cel negativ al LED-ului trebuie să fie orientat în sus. Luăm o bucată de bandă de cupru și o apăsăm ferm pe capătul firului de LED. Întoarcem și atașăm o bucată mai scurtă la capătul lung sau pozitiv al LED-ului. Următorul pas este conectarea bateriei. Așezăm partea negativă a bateriei pe partea bețișorului cu bandă lungă de cupru și prindem clema de legătură. Întoarcem în partea negativă și întoarcem clema. Să ne asigurăm că se conectează bine cu banda. Pentru a prinde lumina, ridicăm partea de la baterie. Când clema metalică lovește bateria, aceasta, beculețul, se va aprinde. Dacă cumva nu funcționează, asigurați-vă că banda de cupru este bine apăsată pe picioarele LED-ului. Încercați să înfășurați cu o bandă de scotch peste capete pentru a crea o conexiune mai puternică. Asigurați-vă că bateria are o conexiune puternică cu banda. Acum, lanterna noastră a pornit. Poți să o și decorezi. Prezintă proiectul colegilor tăi. La revedere!